Suntem înaintea lui Dumnezeu și a cuvântului său, de unde am citit despre o discuție provocată de un om care l-a făcut pe Mântuitorul să facă atunci pentru ei și acum pentru noi câteva precizări referitoare la posibilitatea de mântuire a oamenilor. Eu nu știu exact ce l-a motivat pe omul acesta care a întrebat Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? O fi vrut să își poată da seama dacă sunt mulți sau puțin, că uneori pe oamenii mai prinde ideea de a fi mult sau poate ei vrei să o coteau că doar ei puțini au dreptul acesta? Nu știu ce l-a făcut să întrebe așa. Dar cred că o altă întrebare s-ar cuveni să o pună fiecare. Doamne, oare eu sunt pe calea mântuirii? Că ce folos ne-ar fi, cu ce v-aș putea ajuta eu să vă pun o statistică perfectă? Din câți oameni sunt pe glob, în România sau în Nădlac? Peste 10.000 de locuitori cu sunteți dumneavoastră, 7450 nu sunt mântuiți și 4224 sunt mântuiți. Toți s-ar naște întrebarea următoare. Eu între care sunt? De pe care listă îmi voi auzi numele? Mi se va spune vino sau voi fi alungat cu un duceți-vă? Oricine vrea oricare pocăit, nepocăit, pentecostal, reformat, ortodox, ce ar fi catolic, cred că este cazul să se întrebe. Pentru că într-o zi tot vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom afla un răspuns corect, definitiv și irrevocabil din partea lui. De ce să nu-l aflăm acum? Oricum împărăția lui Dumnezeu vine și vine cu putere. Și chiar dacă zic unii că întârzie, asta e imaginea omenească. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinților lui cu cred unii. Zăbovește doar ca să ne pocăim și ne îndeamnă cu bunătatea sa să o facem astăzi. Dar când are Dumnezeu programat ceasul acela, despre care spunea Domnul Iisus că nu știe nimeni, dar care funcționează după o numărătoare inversă. Va suna trâmbița lui Dumnezeu și din cer va veni fiul său a doua oară. Nu în vederea păcatului, adică nu se mai moară odată, ci să aducă mântuire celor ce l-așteaptă. De aceea, în fața acestor realități cosmice, s-ar cuveni în seara aceasta să ne facem o verificare. Cred că v-ați mai făcut-o și serile trecute, dar îndemnul acesta este biblic și merită luat în considerare. Vreau să observăm imaginea prin care a vorbit Domnul, ca să-L putem înțelege. El le-a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe o ușă numită strâmt. Pentru că, la un moment dat, stăpânul casei se va scula și va încuia ușa. Și acea vreme îi va prinde pe unii înăuntru și pe alții afară. Este o imagine a ceea ce a descris cândva corabia. Dumnezeu a spus lui noi să facă acea arcă mare, și ușa corăbiei a stat deschisă, dar n-a intrat decât noi și familia lui dintre oameni. Apoi, spune Scriptura, că Domnul a închis ușa corăbiei, a venit furtuna și, deși nu avem dovezi biblice, nu este greu să ne imaginăm că mulți ar fi vrut după aceea. E logic, e natural. Să fie înăuntru, să fie acceptați dar nu s-a mai deschis și toată lumea de atunci a pierit înnecată în ape. Așa va fi la sfârșit, spunea Domnul Isus Hristos, de exemplu în Evanghelia după Luca, capitolul 17. Oamenii erau preocupați cu frământările vieții până în ziua când a intrat noi în corabie. A venit potopul și a prăpădit pe toți. Deci aceasta e întrebarea. Când va veni Domnul pe mine, pe dumitale, te va găsi înăuntru sau afară? Ce înseamnă înăuntru? Vrem să vedem în această seară cine va fi afară. Casa este a lui Dumnezeu, e biserica, e poporul său, e împărăția sa. Și vreau să observăm în trei imagini pe cei care vor fi înăuntru. Acolo ne-am dorit să fim cu toți. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, că vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Iar în textul paralel din Matei, capitolul 7, avem următorul detaliu. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta Lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Adică, până a ajunge noi să intrăm pe poarta raiului, zis așa, este un drum, o cale. Așa a întrebat omul acesta, așa și-a imaginat el drumul vieții oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Și la începuturile bisericii, efectiv, așa a fost numită credința. Nu-i zicea nici penticostală, nici reformată. Fapte 24 cu 14. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care eu o numesc partidă. E un drum, am pornit de aici, și facem pași, înaintăm și vrem să ajungem la Dumnezeu în cer. De ce a spus de Domnul Iisus tot în imaginea unui drum? Veniți după mine, vă voi duce acolo. Dar am citit de aici din Matei, capitolul 7, că puțin sunt cei ce află poarta aceasta angustă de la începutul acestei căi, care nu este lat. De ce nu o află? Spune Scriptura în fapte, capitolul 17, că oamenii ar trebui să-L găsească pe Dumnezeu bâșbâind. Hai să fim sinceri și să fim drepți, corecți. Nu este chiar atât de simplu să afle omul ușa pocăinței. Este o lume confuză. Sunt fel și fel de chemări, de teorii. Unii îți vor spune într-un fel, alții într-altul. Ferice de cei ce o află? Dar e o întâmplare? E un noroc? Cine o află? Când în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, a trecut Domnul Isus prin fața lui Ioan Botezătorul, el a zis, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Versetul 37. Doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Imaginați-vă că s-au luat pe stradă după el. Domnul s-a întors și le-a zis, unde mergeți? Și ei l-au rugat, unde locuiești? Vrem să venim la tine, să discutăm cu tine. Ne interesează ceea ce vrei să spui. Domnul le-a explicat, ei au înțeles și imediat unul dintre ei, numit Andrei, versetul 41, a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, noi am găsit pe acela care se cheamă Mesia Hristos. Uite ce simplu l-au găsit. Le-a spus cineva. Haideți, imaginați-vă în vremea noastră, haideți la biserică. Hai la evangelizare. Și dintr-o dată, Domnul cercetează, îl rugăm să facă și în săptămâna aceasta pe deplin, și ei zic, am priceput. Eu mă pocăiesc. Alții vieții de ei vin toată săptămâna, poate au venit ani trecut și vor mai veni ani viitori. Și nu mă nozăresc. Nu înțeleg ce ar trebui să facă, nu-și dau seama că trebuie să boteze și să pocăiască. Și în vremea Domnului Iisus erau mulți în asemenea situație. Că așa am citit, mulți nu află. Citesc din Ioan capitolul 10, de la versetul 23, Domnul Iisus se plimba prin templu pe Suprevolului lui Solomon, iudeii l-au înconjurat. imaginați vă mai mulți oameni în jurul lui și au zis, până când ne toți sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-ne-o dislușit. Nu vi se pare că ciudat? Andrei și Ioan l-au găsit primii. Nu au auzit o vorbă, asta e mielul lui Dumnezeu. Domnul Iisus deja avea aici un an, doi de lucrare și nimeni nu puteau pricepe. Tu ești Hristos. Știți ce le-a zis Domnul? Dar v-am spus. Și nu numai că v-am spus și v-am predicat. Am făcut lucrări. Dumnezeiești, minuni, semne, vindecări. Tot nu credeți. Și tot nu vedeau cale. Era ceva de genul, nu numai că scria pe ușă, pe aici se intră în mântuire, ca și cum te duci la un birou. Și exact oficiul de care ai nevoie. Da, și săgeți indicatoare, așa, pe unde se intri? Și tot nu pricepeau. de ce? Domnul de răspuns și vreau să îl aflăm ca nu cumva să fie cineva în postura aceasta. Și vina lui dacă nu află. Versetul 26. Dar voi nu credeți pentru că, după cum v-am spus, nu sunt răs din noile mele. A, ah, și se poate naște întrebarea, dacă nu sunt din noile lui, ce să fac? De-aia nu nimeresc eu strunga. Că pe acolo pe unde merg oile, nu merg alte animale. Da, dar Domnul explică și zice, oile mele ascultă glasul meu. Iată că Domnul când ți arată ușa, îți zice, vino după mine. Nu ți-o arată numai, intre și tu, vezi, vezi ce e pe aici, după aia poți să ieși în afară iar. Adică cine vrea să-L asculte pe Domnul Iisus, o să găsească ușa. Dar care doar așa vrea să vadă și el unde e ușa. Și cum poate intră cineva într-un magazin și știți cum sunt acum vânzătorii neapărat curtenitori, cu ce vă servim. Dacă vrei să cumperi, sigur o să afli, te ajută el. Și dacă nu știi cum să numești produsul, dacă tu nu vrei să cumperi, te tot scuz, nu că nu m-am uit. Și o să ieși din magazin cu mâna goală. Nu o să afli ce vrei. Dacă te vede Dumnezeu interesat, o să-ți deschidă ochii și o să-ți arate ușa. Doar dacă te faci că nu o vezi și tot amâi, tot credincios, sau adică tot necredincios rămâi. Domnul să ne deschidă ochii, amin. amin. În al doilea rând, spune Scriptura aici, în Evanghelia după Luca, capitolul 13, nevoiți-vă să intrați. Uneori știm, dar nu suntem gata să depunem efortul necesar. De exemplu, vine ceva la evanghelizare sau audio-predică la radio și îi place și zice, da, m-a atins ceva la inimă, e bună pocăința, e bine să-i slujești lui Dumnezeu. Și dumneavoastră îl invitați și veți auzi invitația, veniți și duminica viitoare. A, duminica viitoare nu mai vine. Când mergeți acasă, citiți în Biblie, rugați-vă. A, dar este obosit, este știu eu ce emisiune, are probleme, are frământări. Și dacă nu depune efort, spunea Domnul Iisus, celui ce are, i se mai dă ca să aibă suficient. Dar celui ce nare, are chef, celui ce nare are pasiune să facă, i se va lua și ceea ce îi se pare că are. A avut și el ceva în minte, a avut ideea de mântuire, dar a pierdut-o în timp. Hai să vă dau un exemplu din cartea a doua împăraților, capitolul 2, din momentul înălțării profetului Ilie la cer. Cred că toți cunoașteți despre Ilie care a fost răpit la cer, într-un vârtej de vânt și car și cai de foc. Și zice aici în 2 cu 1, că în ziua aceea, apoi 2 cu 2 citesc doar, Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Deci a vă nevoi înseamnă a te sili, să vii la biserică și te să studiezi și dacă v-ar spune pocăiții, duminică să nu veniți, că e o slujbă numai pentru noi. Știți ce să le spuneți? Să credeți voi, venim. Venim că ne interesează mântuirea. După un alt popas, Ilie a zis lui Elisei, rămâi aici, că eu am treabă mai departe. Domnul mă trimite la Erihon, el a răspuns, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Apoi a zis că trebuie să meargă până la Jordan. Și în final, zice aici în versetul 9, după ce au trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți dau înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis, greu lucru cere. Și-a spus și eu. Pentru cine vrea să fie mântuit, nu e ușor, e greu, dar nu e imposibil. Iată cum se poate obține. Dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Adică dacă vei fi tot cu ochii pe mine și dacă nu te vei lăsa de mine, vei avea parte. Și așa s-a întâmplat. Ilie și-a aruncat mantaua de pe el când a început să zboare. El se a prins -o. Așa trebuie să fim și noi. Că spunea Domnul Iisus, în părăția lui Dumnezeu să ia cu nevală. Și cine dă nevală, pune, pune mâna pe ea. La rai. Nu trebuie să ai politețe de genul, Hai, mântuiți vă voi. Vecine, du-te, știu, și, și te mântuiești. Nevastă, mântuiește-te și tu, copii. Să văd și eu la urmă. Nu, nu. E ceva de genul, Eu am plecat. Cine vrea să vină după mine? Nevoiți-vă! Alergați pe calea aceasta! Nu zăboviți! Că vremea e scurtă, nu-i la îndemâna noastră. De aceea spune Scriptura de atâtea ori. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Siliți-vă! Spune Petru în a doua epistolă, capitolul, dați-i și voi toate, toate silințele, și asta le spunem și la cei care s-au botezat, nu au lăsat ușor cu pocăință. Nevoiți-vă! E nevoie să ne luptăm, să alergăm și în final vom avea biruință și vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Este nevoie sau punând problema invers, spunea Domnul Iisus vorbind unui bogat a nevoie, vor intra asemenea oameni în părăția lui Dumnezeu. Adică, în cazul lor este nevoie de un efort foarte mare. Și dacă o lasă așa, gale, încet, se vor pierde. Domnul să vă umple de râfnă. I-am spus la fratele Andrei ceva de dumneavoastră și trebuie să fiu corect. Să nu spun ceva ce nu vă spun și direct în față. Mi-a zis frate Andrei, dar ai aici niște fețe. Eu nu vin așa des la Nădlac, dar în mare vă știu. Și unii vin tare rar la biserică. Le spun și acestora, nevoiți-vă să demarați mai cu viteză, nu tot așa numai cu viteza întâi și iar pe dreapta în felul acesta, mă tem că se va adeveri cu dumneavoastră ce scrie în ultimul verset citit. Unii din cei de pe urmă vor fi cei din tâi, adică vor lua premiu. Și mulți din cei din tâi, pocăiți de nu știu câtă vreme, vor fi cei din urmă și vor rămâne pe din afară. Nu-i de glumit, dragii mei. Nu trebuie să rămână nimeni pe din afară, că este loc pentru toți. Dar n-a numai cine se nevoiește și aleargă și se silește. Cine o lasă ușurel, n-ajunge departe. În al treilea rând, observând cine este înăuntru în casa lui Dumnezeu, în împărăția sa, scrie aici, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Vă să zică, pe calea aceasta a pocăinței, drumul mai îngust, sunt anumite restricții, limitări. Nu poți oricum și dumneavoastră știți. Și unii chiar de aceea nu se pocăie și zic, mă tem că nu pot ținea. Se poate, de 2000 de ani oamenii țin pocăința și e bună și se mântuiesc. Putem și noi să ne pocăim. Dar vă rog să rețineți, pentru că E greșit felul în care suntem observați de afară. Se spune eu, poftim, n-ai voie să bei, n-ai voie să fumezi, n-ai voie să vorbești ușurat cu femei, n-ai voie să înșeli. Da, nu le facem pe din acestea. Dar vă rog să rețineți: nu-i gard pe margini. Și am furat și noi, dar nu putem băga mâna prin gard. Nu mai furăm noi. Fără gard. Cine fura, să nu mai fure. Ca avem punți să băgăm mâna. Dar acum dăm altuia. Și mai degrabă să dea altuia cu mâna lui. Da, nu fumăm. Dar nu că ne taie mâna sau, cum era în urmă cu 300 de ani, în Persia, în Iranul de astăzi, pentru fumat, îi tăia nasul. Nu că stai cineva un organ, ci. Pentru că trupul nostru este templul Duhului Sfânt și vrem să-l grijim să fie pentru Dumnezeu și pentru familie și pentru o viață normală, sănătoasă. Rețineți, trăim mai îngust. Nu că ne-a șablonat Dumnezeu, ci fiindcă așa e mai frumoasă viața și mântuirea mai sigură. De exemplu, adevărații credincioși postesc. Este o frânare. Când alții mănâncă o mâncare bună, un miros plăcut, băutură, poftim, nu? Astăzi mi-am propus postesc. Dacă vrei să mănânci, poți să mănânci. Dar da, da gândindu-te la rezultatul și-l obții spiritual, ai un câștig. Te apropii cu sufletul de Dumnezeu. Unor chiar medical ți-ar recomanda un doctor să mai ții o zi de post sau o cură de slăbire, într-un fel sau altul. Va să zic că pentru motive de ordin medical, știți noi să ne facem drumul în gust la odică, nu? Sau când vrea omul să-și facă, de exemplu, o casă, știe să nu facă cheltuiele aiurea, să-și adune bani pentru un scop mai inteligent. Așa facem și noi. Pe de o parte, nu ne permitem lucruri largi, morale, care... Ce rost ar fi să mergi pe toate cărăile în loc să mergi cu nevasta de mână în rai? Trebuie să mai ții de mână și pe alte femei? Să fie larg? Îmi La ce ajut. În mă te încurc. E ceva păcătos, stricat. Deci, pe de o parte, cărarea aceasta angustă face bine omului. E mai practică, e mai simplă. Iar pe de altă parte, chiar dacă cineva ar putea zice, da, dar altfel mi-aș putea permite, gândește-te că ceea ce obții... Este mult mai important decât ceea ce poți să consumi aici, în viața aceasta. S-ar putea, când ajungeți pe drumul acesta îngust, să aveți probleme cu cei care umblă pe calea largă. Hai să vă dau un exemplu din Scriptură. Un citat din 1 Petru, capitolul 4. Iată ce scrie aici de la versetul 3. Ajunge în adevăr că în trecut a făcut voia neamurilor. Dar dacă vreți, oameni buni, nu-i voia neamurilor, e voia diavolului. A trăit în disfrânări, în pofte, în beții, în ospeți, în chefuri, în slujiri, dolești neîngăduite. Astea sunt pe calea largă, poți să faci ce vrei. De aceea se miră ei că nu mă alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu, Că e numai mizerie în lumea aceasta. Și vă bat jocoresc? Tu nu mai vii cu noi? Nu. No. Dar unde mergi? Mă aduc spre împărăția lui Dumnezeu. Veți oameni, aparent se distrează, dar merg spre prăpăd. Oare de ce nu se uită? Mă atenți, unde vor ajunge? Hai să vă dau două exemple simple copiii au luat vacanța, stăm în aceasta. Un elev să țină de școală frumos, să-și facă temele. Și asta e rău. Nu să nu vă învățați copiii să țină de școală, profesorii nu învață. Dar vor spune alții, vezi de treabă, duci da la școală, un caiet să ai acolo să te aperi de ei. Și fugi de la școală, chiulești. Nu are treabă, dar la gata unde ajunge asta? Sau Imaginați-vă o altă situație. Un om este corect, își vede de serviciul lui, se scoală dimineața, merge și muncește, vine înapoi, își ia salarul, când e ziua respectivă, alții merg la lucru. Fură, fac banditism, înșelăciuni. Se spune, uite, ăsta merge și lucrează. Noi am dat o, o spargere, avem cât trei salarii. Dar care-i mai cuvinte? O să vezi că ăsta își ia salarul și luna asta, muncește și altă și la iar, și la trei luni tot fură și trăiește pe calea largă, face ce vrea, și după aceea o să au... vezi că nu mai găsești nici plană la nici pe la Arad, eventual pe șase vânători acolo, la penitiarul nou. Acolo ajunge pe calea aceea largă. Dacă aici pe pământ se întâmplă așa, dar la Dumnezeu. Deci este recomandabil, e mai înțelept să te restricționezi tu pe tine și să faci numai ceea ce-i plăcut lui Dumnezeu ca să-ți poți mântui sufletul. Doamne, ajută-ne! Iată de ce nu sunt mulți. Pentru că nu află mulți, că nu sunt chiar sinceri, pentru că nu depune efortul necesar și pentru că nu se debarasează de stările astea care sunt în lume și vă atrag. Suntem carne și oase toți, dar nu vrem să murim aici, vrem să ajungem la Dumnezeu. Atunci trebuie să ne restricționăm. Vreau să privim la cealaltă față a problemei, la cei care sunt afară, și scrie aici în Evanghelia după Luca capitolul 13 de la versetul 25. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară, veți începe să bateți la ușă și ziceți, Doamne, Doamne, deschide -ne! El vă va spune, nu știu de unde sunteți. Ei vor încerca să justifice și el va răspunde, versetul 27 din nou, dar vă spun că nu știu de unde sunteți. Adică cei care vor fi în afară sunt oamenii străini de Dumnezeu. Mă spune Dumnezeu, cum am zis eu acum de unii, zic, ăștia nu știu. Și mi s-a spus, unii sunt prieteni, de aia nu știi și alții nu știi că nu prea vin. Și a fost și Dumnezeu, voi ce cu voi? Pe la biserică nu v-am prea văzut. Dimineața când vă așteptam la rugăciune, eu nu-mi amintesc când ați fost ultimat să vă rugați în audiență la mine. Voi de unde sunteți? Spune Scriptura în epistola lui Pavel către Efeseni despre starea aceasta de străin. Dacă te simți străin de Dumnezeu, de lucrurile sfinte, ești, până af ești pe din afară, dragul meu. Și eu nu spun asta să-ți fac o critică. Îți spun cu bucuria că ușa e deschisă să intri înăuntru. Efeseni, capitolul 2 versetul 19. Iată noua postură în care poți să ajungi. Așadar, voi nu mai sunteți nici trăini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Așa te vrea El. Nu străin. Și întorc cu foaie și citesc din 4 cu 17. Iată, dar ce vă spun și mărturisesc eu un domn. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, cum îi duce mintea lor păcătoasă, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietrii nimilor. îi duc o viață străină de Dumnezeu. Obișnuiți-vă cu Dumnezeu. De exemplu, pentru dumneavoastră, cine e un străin? Vine unul care nu l-ați văzut, Știe el în casa dumneavoastră cum stau lucrurile? Știe cum să vă comportați? Vine un străin, știu eu de departe, nu știe nici cum să salute. ce e de făcut? Dar ce poate face un străin ca să nu mai fie străin? De exemplu, îți vine o noră în casă. La început a fost străină. Dar după ce locuiește acolo câteva vreme, mai e o străină? Moșteritoare. Pentru că stă acolo. Așa vândem și eu, veniți la biserică, familiarizați-vă cu Dumnezeu, să obțineți drepturi. Vedeți cum obțin drepturi românii de ședere în țările astea din Europa? Numai că se duc acolo și stau și ei trei luni, îi dă afară, îi suie pe avion și așa înapoi. Păi nu de noștri. Dar dacă stau acolo o vreme și își bagă acte și lucrează, o să le mai zic că ei oarecum Auslander sau după alte denumiri în funcție ce țară sunt, dar îi acceptă până la urmă și le dă cetățenie. Dar numai dacă stau acolo mai mult și învață limba, care este străin, puteți ști și românești și slovăcești, că nu puteți cânta. Ziceți, dacă tac toți, v-ați oprit, nu mai merge cântarea. străin, nu știe. Străini de cântare, străin de rugăciune, străin de lucrurile sfinte. Haideți să ne obișnuim cu ele, să ne familiarizăm cu ele. Că e nevoie să ne apropiem de Dumnezeu. Să fim lui, El ne vrea aproape. De ce să stăm departe în lumea aceasta? M-am gândit chiar în această seară și la următoarea imagine. Dacă ar fi să spunem care oameni sunt înăuntru și care în afară, spune: Înăuntru sunt cei care umblă la biserică. În afară cei care nu umblă. Ei nu sunt înăuntru nici măcar fizic. Sunt în afară. Sunt pe din afară. Intrați și rămâneți în casă cu Domnul. Fiți nelipsiți de la biserică și acasă, în vă cu lucrurile sfinte, ca Dumnezeu să vă poată cunoaște într-o zi. Să spună, ăsta e de al meu. N-am fost noi împreună, a spus Domnul Iisus către ucenici, în final. Voi ați rămas cu mine în toate necazurile mele, până la sfârșit. Cum să nu vă cunosc? Și, -și știți ce știți le-a spus după aceea? Când a zis că voi ați rămas cu mine întotdeauna? Tatăl vădă cu plăcere împărăția. Vrea să ne-o dea și nou, dar nu poate da la străini. Trebuie să dobândim statutul acesta intern. Apoi, scrie aici, versetul 26, veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițile noastre ai învățat pe noroc. Unii oameni cred că a mai merge la biserică din când în când rezolvă problema. Noi am fost la slujbă. Dar vă rog să rețineți. Ei au fost la slujbă când a fost și de mâncat de bot. Că e mai ușor să aduci oameni, de exemplu, la care cineva o căsătorie și îți vin rudenile, așa -i? Vin și la pocăiți. Ascultă o predică și mănâncă. E drept și își face partea lui, cinstește. Dar nu trebuie, cum a zis Domnul Iisus în Ioan 6, către oameni. Păi știți de ce veniți după mine? Ați mâncat și v-a săturat. Umblați mai mult decât după atât. Umblați după mâncarea care rămâne și credeți în Fiul lui Dumnezeu. Că și Tatăl l-a însemnat cu pecetia lui să vă dea mântuire. Deci nu doar așa de ocazie, la o nuntă, la sărbători. Asta ne ajută prea mult. trebuie să fim nelipsiți de la biserică, cum spuneam înainte. Și încă ceva de aici mai rezultă. În ulițile noastre ai învățat pe noroc, dar ce o fi învățat? Deci aceștia care vor rămâne pe din afară sunt cei care n-au luat aminte la ceea ce s-a predicat. Doar ce le-o fi spus? Imaginați-vă că dumneavoastră vă veți justifica ziua aceea și veți zice noi am fost sâmbătă seara la nădrag la evangelizare. Și de ce n-ați intrat înăuntru? Că exact asta s-a predicat atunci. Păi am auzit, dar nu ne-am gândit că chiar și trebuie făcut. Bieții oameni, privind într-o altă ordine de ei, ei singuri s-au acuzat. Cu alte cuvinte au zis, noi am auzit legea, dar atunci știți vrem de pedeapsă. Deci omul singur pe sine se acuză. Noi am fost la biserică, da, e drept. Dar de ce n ați ascultat dacă ați fost? Când e ușor unior privim uneori lucrurile. Odată când ne vorbește Dumnezeu, ar trebui să spunem amin și să-L ascultăm. De câte ori n-ați ascultat dumneavoastră slujbe și predici de pocăință la pocăiți și la bisericile ce le aveți la români și la slovaci? Ei, de câte ori n-ați fost la slujbe? Cred că n ști să numărați de câte ori va vorbi Dumnezeu să vă apropiați de El. Dar cam cu atâta să rămâne uneori din păcate. Haideți astăzi să facem un pas hotărât cu toții. Doamne, vreau să fac. Nu doar să aud sau să învăț, vreau să te ascult. Amin. Amin. Și în al treilea rând scrie aici, versetul 27, vă spun că nu știu unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege. Adică, cei rămași pe din afară sunt cei ce fac fără de lege. Și zice Ioan în întâia sa epistolă, capitolul 3, pentru a explica, versetul 4. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Rețineți, nu delicte împotriva unui stat de drept, nu neapărat ilegalități. Există o coincidență parțială. De exemplu, dacă furi, e păcat și după Biblie, e păcat și după lege. Dar dacă te disparți de nevastă și ei pe alta și curvești, după lege nu e păcat. Nu a fost arestat nimeni că a fost văzut pe stradă cu o altă femeie. Dar după Biblie e păcat? E fără de lege la Dumnezeu. Deci oamenii aceștia din afară, de fapt, motivul greu pentru care nu se pocăie sau nu intră înăuntru, este că mai vor să rămână în stare de păcate. Mai grave sau mai puțin grave? Am zis recent despre un biet om care de 8 ani nu mai venise la biserică și când a venit a început să plângă și a zis N-am avut alt viciu decât fumatul. Nu-l puteam lăsa. Acum reușise. Spunea Domnul Isus în Ioan capitolul 8, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul, nu rămâne pururea în casă, robul e pe afară, fiul e în casă. Dar el spunea ceva foarte frumos și vreau să vă citesc ca un anunț binecuvântat, ca o grațiere vă spun în seara aceasta. Versetul 36. Deci dacă fiul vă va face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Adică Dumnezeu vă poate da putere să nu mai păcătuiți, să fiți sfinți, că așa vrea să fim înaintea Domnului. Oameni din casa lui Dumnezeu, sfinți, nu păgâni, Domnul să ne ajute. Am vorbit cu oameni care au spus, frate sau omule, nu m-am putut lăsa de cu tare fapt. Dumnezeu vrea să te ajute, strigă după ajutor. Orice păcătos este ca un bolnav care stă pe marginea drumului și a zice, vreau să mă duc și eu pe calea mântuirii. Dar poate e log, poate e orb, nu vede, nu poate se ridice. Eu așa îmi învăț pe oameni. De acolo, de pe margine, strigă într Iisus e fiul lui David, fie milă de mine. Și într-o zi Dumnezeu se va opri în dreptul tău. Te va apuca de mână, ți se vor întări gleznele și vei porni pe drum spre Dumnezeu, Mările Domnului. Dumnezeu are puterea aceasta. Și o, și o să te bucur după ce o să fii și tu om și mergi cu sfinții, o să te uiți în urmă. De ce mi-a plăcut mie la fumat, mă. De ce plăcere fost în mizeria asta? O să, o să-ți fie greață de toate stările de păcat. După ce te vei și tu liber, vei fi ca acel om îmbrăcat frumos, palat care se uită la, la vechea lui haină, mizeră și la gunoaiele de pe unde mânca. Mi-a plăcut, parcă vreo două stămâni am auzit la radio un cuvânt a unui predicator. Asta, că nu cumva cineva din cei salva să se mai întoarcă la păcat. Zicea, imaginați-vă că un patron are un restaurant foarte mare și condiții și de cazare, un pension, și în spate are undeva niște tomberoane cu gunoi. Și găsește într-o un om acolo care e precăjit, gustă și el ceva de acolo, ca și biet bietomar, s-ar bucura și el cu ceva. Se uite la el cu milă și ce vine înăuntru, hai. Intră te speli, brăcat cu alte haine. Am un post aici la bucătărie. Faci tu ce post pe aici. Mănânci la orice oră tot ce vrei. Ce fericit ar fi, așa? Dar imaginați-vă, zicea el, că după două stămâni, îl găsește patronul de data asta cu hainele alea bune, că o are prin gunoaie. Ce faci, mai vreau să mănânc. Dar nu ți-a spus că poți să mănânci din bucătărie când vrei. Deci ar fi ceva oribil să ne mai întoarcem înapoi la, la mizerie, la păcat. Când Dumnezeu ne-a sfințit și vrea să trăim curați, Domnul să ne ajute. Voi încheia imediat arătându-vă o imagine finală Acum suntem pe drum. Ferici de cei care găsesc calea, care se nevoiesc și merg așa pe un drum îngust, care ce se spune la biserică ascultă, se feresc de păcat și nu vor mai fi străini, ci oameni al lui Dumnezeu. Iată imaginea finală. Versetul 28 și 29 va fi plânsul și scrâșnirea dinților, când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la mează noapte, de la mează zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Imaginați-vă o sală imensă. Domnul Iisus Hristos undeva în capul mesei, cum se spune, 12 apostoli, 12 patriarhi, proroci, câți îi știm noi din Biblie, dar câți au mai fost alții sfinți, regi, alți mari misionari, martiri ce au fost, toți acolo ce masă, cea mai festivă masă din tot ce a cunoscut istoria vreodată, se va aduna acolo. Și știi ce vei avea ocazia să vezi? Că și bogatul a văzut pe Lazar să nu le Avram. O să vezi pe sora cu tare de la Nădlac, și pe fratele tot de la Nădlac, stă și el pe partea aia cu David, te uiți dincolo pe partea cu Avram și mai vezi, băiatul l-a cântat la fanfară. Ia uite-mă unde l-a băgat. Stă acolo la masă și el cu sfinții. Și tu? Doamne ferește să fi cântat tot la fanfară, să vi venit tot la evanghelizare? La poartă! Doamne, Doamne, deschide-ne! Păi de acolo mai este un loc și vreau să fiu și eu. Pe tine nu te cunosc? Ba pe deasupra să mai vezi că vin de la răsărit, de la apus, mai vin niște negri din Africa, niște asiatici, niște mieți chinezi, scăpași ei din opresiunea comunistă, niște indieni de săraci, care dacă au avut o masă de orez pe zi s-au bucurat, au și la masă cu Avram, și Iacob. Și se vezi pe americani, scoși afară, cum nu-i lasă să intre. Nu se să mai fie ei că trebuie să te pure ce la vamă și trebuie să ai vize și toate. Nu, no, nu. No. O să fie altcineva acolo, îngerii lui Dumnezeu. Vei fi înăuntru acolo? Sau vei fi afară? Parcă în seara asta, în timp ce v-am povestit dumneavoastră, mi-a fugit mintea aici în Apocalips 21, va fi măreață imaginea aceea. Vă citesc din capitolul 21 și am văzut un cer nou și un pământ nou. Nu va fi unde masa aceea undeva în Europa sau la New York, nu. No? Și am văzut coborânse din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, casa aceea minunată. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaun de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, din toate semințiile, din toată istoria. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat și fie scris asta cu litere mari în mintea dumneavoastră, aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Deci ce vă spun eu, nu imaginație. Scuvinte cuvinte vrednice de crezut și adevărate. Aici e prezentată cetatea aceea cu un râu din care cine bea apă nu mai moare, se vindecă cu pom. Ți-a căzut o frunză pe tine, nu mai ești bolnav toată veșnicia. Slujesc la vindecarea neamurilor. Acolo e Dumnezeu și mielul, Fiul său Iisus Hristos și robii Lui care vor sluji. Și parcă din nou, ca nu cumva să se îndoiască cineva, zice, și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și încă Și Domnul Dumnezeul Duhurilor Prorocilor a trimis pe Îngerul Său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând mărire Domnului. Adică nu mai mult, dragii mei. De bucurie asta, știți ce ar trebui să faceți? Să vă nevoiți, să vă îngustați calea, dacă e nevoie. După cum a dat Domnul Iisus dacă că unul a găsit o comoară de preț, un mărgăritar și de bucurie aceea s-a dus și a vândut tot ce a avut și a cumpărat în aceea, numai să moștenească. Dacă am ști noi ce e acolo, degeaba cei ce vor rămânea pe din afară îi va cuprinde plânsul și scârșnirea dinților. A nu iau o facere așa cu sau fără. E ceva pentru veșnicie. Și durerea cea mare e că puteai să fii, până a fost ușa deschisă, puteai să intri. Dacă am ști noi ce pierdem sau respectiv ce câștigăm N-ar merge nimeni în seara aceasta fără să fie asigurat că dacă la noapte și încheie viața sau se trage cortina peste pământul acesta, va fi și el mântuit cu Dumnezeu. De ce au fost oameni care iar n am frig, au spus acum, au spart gheața, au intrat în apă sau au botezat. Alții au spus, nu mă las, poate este cunoscută acea imagine a celor 40 de sfinți, că avem sărbătoarea aceea. I-a ținut în apă înghețată până să moară. Și pe când se moară, se spune că s-au văzut 40 de cununi, unul s-a lepădat bietul de el. Pentru ce? Pentru o căldura unui foc? Dar este alt foc mistuitor al pierzării și se spune că unul dintre soldați s-a dus și a intrat sub coroană să se împlinească și ultimul verset, că ultim, unii din cei de pe urmă vor fi cei din tăi. Domnezeu să ne aprindă dorul pentru împărăția sa. Amin.